Să vedem ce mai fac trenurile noastre, pentru că, uite, au circulat din start cu întârziere între Gara de Nord și Otopeni. Dat fiind faptul că este o prima secție de cale ferată pe o linie nouă cu instalație, nouă au apărut aceste probleme tehnice, însă ele au fost deja identificate și vor fi rezolvate în scurt timp, scrie CFR într-un comunicat, după ce un tren a întârziat 30 de minute, mai mult decât călătoria în sine. Reprezentanții CFR promit că, odată rezolvate problemele, noua rută va fi extrem de utilă pentru călători. DN1-ul, la un moment dat, se înfundă și faci o oră și chiar și două ore. Și atunci e mult mai rentabil să mergi cu trenul, că suni din Gara de Nord și te duci la aeroport. Ești mai sigur și știi sigur că ajungi acolo, la aeroport. Deci e un tren care a întârziat din toate punctele de vedere. Pare că l-așteptai, abia așteptai să zici știrea asta că a întârziat tren. Da! Bine că e. Cum adică bine că e? Dar ăsta este standardul la care noi discutăm despre investiții la noi în țară. Adică am întârziat inclusiv cu finalizarea lucrărilor. Ia tu un taxi din centru și vezi dacă ajungi la timp. Nu iau un taxi din centru, tocmai că încerc să găsesc niște variante mai smart, astfel încât să nu stau în trafic până la aeroport. Dar iată că nici trenul pare că nu e o variantă, cel puțin în momentul de față, pentru că nu știi ce te așteaptă. Ce voiam să spun este că avem un tren care trebuia să fie gata înainte de Euro 2020, dacă s-ar fi ținut. Iată că pandemia a fost de partea noastră și am reușit să nu ne facem de râs și să terminăm la timp lucrările. Apoi, după ce autoritățile au inaugurat cu fast această linie de metrou, știm că a mai durat până când el să fie pus în circulație, pentru că nu era inclus în mersul trenurilor. Acum că sunt toate puse cap la cap, tot întârzi 30 de minute, pentru că există o mică defecțiune. Pentru cine ar fi trebuit să fie la timp trenul ăsta? Că oricum nu circulă nimeni cu el. Păi nu, iartă-mă! Tu inițial trebuie să faci această investiție și apoi să educi oamenii că poți să circule smart. Nu se duc oamenii la aeroport, nu zboară nimeni acum, sau nu știu, zboară foarte puțini oameni. Zboară inter. Mi se pare un pic așa, un pic de plăcerea văitării la români. Am văzut știrea asta amplificată pe toate site-urile astăzi, că a întârziat trenul. Ok, i-au dat drumul astăzi, o să circule mai repede. Ce e important e că avem până la urmă o linie. Da, este prima linie ferată construită după Revoluție. Doamne ajută, bine că o avem pe prima, asta înseamnă că o să o avem și pe a doua la un moment dat, nu? Sincer, eu aș vrea mai degrabă să văd linii modernizate, să văd trenuri modernizate, pentru că ce vedem acum că circulă pe șinele de cale ferată în România este un vis urât. Deci aș prefera ca să nu ne gândim neapărat atât de departe că ne mai trebuie linii construite de la zero, ci să ne ocupăm de cele pe care le avem deja. Avem trenuri bătrâne, avem personal în CFR care e aproape de pensionare. Deci e o realitate cruntă. Acolo trebuie făcute investiții masive. Cred că am convins și în 30 de ani vom avea a doua linie de cale ferată. Eu mă bucur că suntem și noi, am intrat în lumea civilizată. Mai ales pentru străini, linia asta de cale ferată este extraordinară. Pentru oamenii care ajung la aeroport și nu vor să-și descarce aplicații de mers prin București sau, mai rău, să nimerească la vreun taximetrist cu maimuță, să-i plimbe ăla prin tot orașul. Lasă mai bine trenul ăsta, a întârziat un pic. Bun, și dacă tu ai un zbor, da, și tu ți-ai calculat, poate iată, fi o soluție frumos, foarte bună să avem un avion, în centrul orașului, care să facem ruta asta direct la aeroport sau un elicopter. Hai mă, pe bune acum, sunt oameni care pot pierde bani pe chestia asta, adică dacă tu îl lași pe om sau îi dai de înțeles că ok, poți să ai de suferit, iată, pentru că trenul nu ajunge la timp, totuși sunt niște bani în joc, sunt niște, nu știu, ore Marina, pierdute, zici că sunt zilele. În Japonia până acum și ne-am supărat pe trenul ăsta. Bun, mă, dar cu mentalitatea asta nu o să ajungem nicăieri niciodată, iartă-mă. Făceam o facultate 5 ore jumate de la București la Constanța. Cu personalul ăla obosit, de stătea o oră jumate, te bătea soarele în cap. Deci îți dai seama, pierzi un check-in pe capul tău, nu? Lumea nu-și face program cu trenul. Dacă e, bine, dacă nu, maimuța. Trist. Păi uite, de aia o să aibă succes maimuța, pentru că nu ne deșteptăm odată. Redeșteaptă-te, române!